Trebuie luat. Și ieri au fost dați și nu au fost? Și mâine. Și azi au fost și mâine să fie și săptămâna viitoare iară. Și ce avem săptămâna viitoare? Rata de referință la americani și rata de referință în ce la Mare Britanie, da. O așteptăm? Da. Așa. Înseamnă că ieri am făcut bani, dar, da? 200 de puncte pe euro-dolar. Numa? Nu, asta e o greșeală. Dar vreau... Nu, eu... Simbol să fie. Așa. Dar nu numai ori. Toate au făcut mișcări. Toate au făcut mișcări. Mișcări. E care și-a ales instrumentul. Ce-ați tranzacționat ieri? Eu pe aur. Pe aur. Super. Încă? Nu, pe ce-ați făcut ieri bani? Ce-ați făcut ieri bani? Aur, pe aur. Și ne spuneți și-o vedeți, da? Pe aur ați tranzacționat, da? Aur, viteai și brand. Super. Sistea și brand, cam nu vreau reacționa. Nu, dar au mers, da. Mai puțin. Da, aurul. Da, aurul. Super. Și astea în 500, tranzacționează cineva să 500? Da. Nu? Mai puțin, da? E bine, că și pe aur tot e ok. Bine, astăzi o să învățăm o strategie nouă care la lecții nu se trebuie. Este o strategie, așa, este o strategie care a fost inventată, a fost analizată din 30 de ani. Către un jurnalist japonez, desigur, practic toate care sunt strategiile bune sunt japoneze. Și rumânările le avem de acolo, da? Așa. Și anume, iată, jurnalistul ăsta, Hosoda, care s-a interesat anume despre indicatorul din indicele bursier Nikkei, japonez, desigur, el a analizat timp de 30 de ani indicii ăsta și vă zicuiți, asta a fost încă în anii 1930, adică încă nici nu erau calculatoare, nu era platformă, deci el a fost indicatorul ăsta pe perioadă lungă. O să-l plasăm acuși pe grafic și vedem cine dă el nou. O să fie bine așa? Da. Sau să aprind ceva? Victoria, o să fie bine? Pentru... Da, da? Așa. Îl folosește cineva indicatorul Ishimoku, pentru că am spus asta, îi spus tranzacționăm printre noi, cred că v-ați dat seama care noi, da? Folosește cineva indicatorul, da? Nu-l folosiți nimeni, nici normal, nu l-am primit la lecții, gata. Bine, înseamnă că astăzi o să avem totuși o strategie, bine pusă la punct. Să luăm în calcul că este un indicator de trend. Nu îl folosim pur și simplu oriunde, deci el ne arată bine trendul, de aceea foarte bine lucrează în time frame-urile mai mari, în daily, în H4 și în H1. Dacă coborăm pe time frame-uri mai mici, bine, sunt și acolo câteva strategii, dar ne dăm multe îndrăgionate. Respectiv, îl folosim în time frame-uri mai mari de H1. El este format din mai multe linii și el, bine, seamănă ele că sunt niște linii mobile, dar nu sunt liniile mobile. Și iată, o să-l plasăm și o să vă explic fiecare linie ce reprezintă. Haideți chiar cu indicele dolarului să vorbim. Deci de unde luăm iarăși inserare, indicatori, indicatori de trend și desigur Ishimoku timpul hai. Deci după cum vedem, avem trei linii importante care sunt ca niște linii mobile. Este vorba despre Denkan-sen, care este linia roșie. Este vorba despre Kijun-sen, linia albastră. Și Chikung-span, care este linia verde. Mai avem încă două linii care ne formează nouă noi despre care am vorbit. Deci și ei se tranzacționează mai mult ca niveluri de rezistență și niveluri de suport, am vrut să vă arăt cum le folosim, deci este vorba despre up-cumul și despre down-cumul. Așa, ele au și niște parametri. Noi parametrii noastre
este vorba despre 9, 26 și 52, mai sunt și alți parametri care se folosesc, dar parametrii ăștia standard sunt ok. Eu chiar i-am analizat și dau intrări foarte bune, nu este necesar să le schimbăm. O să folosim parametrii standard. Și îl plasăm. Deodată când ne uităm pe grafic, poate ne pare că este ceva strașnic. Foarte multe linii, nu știu ce. Probabil că din acest motiv, mulți trader nu îl folosesc în tranzacționare. Pentru că el pare tare interesant, da? Ce mai ne arată el? Spuneam că este un indicator de trend. Atunci când, iată, cum am spus, liniile astea din up-cumo și down-cumo, este vorba despre, așa ca să vedeți, deci linia de deasupra norului și linia de desubt norului. Deci ele ne folosesc, ne fac nouă un nor și asta ne arată nouă puterea cumpărătorilor sau puterea vânzătorilor în piață. Deci atunci când prețul se află deasupra norilor, este un trend ascendent. Când prețul se află sub nori, este un trend descendent. Și atunci când unul din nori este o grosime mai mare, asta înseamnă că este un trend puternic și avem mulți, la moment, cumpărători în piață. În cazul când norul devine mai subțire, asta ne spune că avem mai puțin cumpărători în piață și posibil că o să fie sau o corecție, sau chiar o schimbare de trend. Până aici e clar? Nimic complicat. Cum folosim noi nori în cazul dat? Deci, cum spuneam, se folosesc ca linii de suport, dacă vorbim despre trendul ascendent. Deci, prima linie o să fie prima linie de suport, însă trendul poate să meargă și până la două linii de suport. Deci, noi avem o linie de suport un pic mai slabă, ca să zic așa, și a doua este una foarte puternică. În cazul când este străbătută deja linia de suport, cum ne se arată așa ca să vedeți. Deci este vorba despre prima, cea care ne face norul la început și care închide norul. Se folosesc ca linii de suport, ca nivele de suport. În cazul când deja este străbătută și al doilea nivel de suport, ne dăm seama că se schimbă tendința. E clar, nimic complicat, da? Deci, în cazul când avem avem o corecție. Noi știm foarte bine până unde poate să fie corecția ta. Fără ca să folosim nivelul Fibonacci. Da? Cum putem folosi noi liniile astea toate în care le avem aici? Deci, noi avem mai multe metode de tranzacționare după indicatorul Ishimoku. Deci se poate folosi în cazul când o lumânare este deja trecută din nor și se fixează deasupra norului, dacă vorbim despre că avem un trend descendent, de zile se schimbă în trend ascendent. Noi deja putem să intrăm în tranzacții de cumpărare. Și invers, dacă o să avem străbaterea norului de sus în jos și avem o lumânare fixată sub nor, noi putem intra în tranzacții de vânzare. Și o să vedem că, de fapt, ele nouă ne dau intrări mult mai devreme decât am putea intra în cazul când folosim nivelele sau folosim trendul cum îl folosim de obicei. Dacă o să mergem în H4, de exemplu, ca să folosim, pentru că nu toți traderii tranzacționează pe termen lung, în regulă, de exemplu. Sunt persoane care tranzacționează pe termen lung în sală. Majoritatea sunt din tradări, da? Așa. Deci, adică ce țin de termen lung? Adică deschidem un H1, dar o așteptăm tot impulsul din daily, nu? Atunci, așa, dacă da, da. Daily. Așa. Așa este. Deci, dacă o să ne uităm în H4, așa, ca să luăm, o să dedicăm, să mergem pe el. Deci vedem foarte bine că se respinge exact de la nivelul de suport. Văd toți, nu văd. Unde să-l pun eu așa ca să vedeți? Așa. Deci, atunci când avem o tendință ascendentă, este deasupra norului. Noi tranzacționăm doar pe bai.
ne luând în calcul în general toate liniile, vorbesc doar de nor la moment. Cum putem să folosim pendința pur și simplu care seamănă deasupra norului? Deci imediat cum? Avem o corecție, noi o așteptăm până la nivelul de suport al trendului, în cazul că nu a fost străbătut, putem intra deja în tranzacții de cumpărare mai departe, pentru că urmează impulsul. Așa, și mai ales dacă vedem că când este o, el este folosit doar în tendință, nici de cum în corecție. Sau în corecție în flat, am în vedere. Când este nu este clar ce este pe piață, da? În indecizie. Așa. Și când îl întrem deja în tranzacție de vânzare, când prețul a străbătut nivelul, deci anume umbra asta, norul, și s-a fixat mai jos de număr, noi deja putem să intrăm în tranzacții de vânzare. Fiind în, nu știu, pe, folosind nivelile, folosind trendul, de exemplu, putem să nu știm încă să intrăm în tranzacții. Așa, mai departe, unde încă mai putem noi folosi norii dați? Îl putem folosi, iată, la moment. Așa, am pus aici. Cât de bine lucrează ca nivel de rezistență. Deci doar până la nivelul norului. Și la moment a fost răbătut iarăși, putem să intrăm în tranzacție. Ce putem face, iată, chiar acum, ce ține de dolar, vedem bine. Da, a fost răbătut norul, însă am avut noutatea puternică pe care am primit-o ieri. Foarte bine s-a respins exact de la nivelul de rezistență al norului și deja vedem în cazul când o să avem într-adevăr străbaterea norului de sus în jos și o să fixeze mai jos, pentru că vedem, apropo, formează o figură de schimb aici? Poftim? Formează o figură de schimb? S-ar forma o figură de schimb. Și vedem aici, de fapt, că norul care se formează în viitor ne arată nouă ce o să fie mai departe. Pentru că se colorează diferit, poate dumneavoastră nu vedeți, dar atunci când avem cumpărători în piață, norul este roșu și când avem vânzători în piață, deja se face într-un mov, într-un cafeniu aici. Și respectiv norul care urmează este de altă culoare. Ne spune că se adună vânzători în piață. O să luăm în calcul asta și vedem cum reacționează prețul deja la nivelul de event. La moment el se află în nor. Nici într-un caz nu tranzacționăm atunci când el este în nor. Așteptăm să se fixeze mai jos de norul care îl avem la moment și dacă el se fixează, putem să intrăm deja în tranzacții de vânzare pe dolar. Clar? Bine. Am înțeles ce facem cu norii dați. Mai departe, mai avem, am spus că și așa, linii ca Hijun Sun, Tekan Sun. Deci, la moment, o să scot pur și simplu una din ele, Chikou Span, pentru că o să vă prezint o strategie unde noi putem folosi doar liniile Tekan Sun și Hijun Sun. Așa, deci o să folosesc mai bine doar linia verde, linia roșie și linia albastră, ca să nu mi-e încălcesc limba. Deci, ce o spun, pur și simplu o să pun cu culoarea albă, ca să nu se vadă. Așa. Deci, cum putem folosi și liniile acestea cu perioade de 26 și de 9 și de 52. Da. Așa. Deci se folosesc exact cum folosim noi și liniile mobile. Atunci când avem încrucișare, să zic. Deci când ele se încrucișează. Deci când avem, iată, linia, m-am depins cu cea din practică. Așa, cum să-l plasăm ca să-l vedeți toți. Îl văd toți cei din spate, da? Că se intersectează în două linii, da? Da. Când linia roșie vine din, așa o să se vadă mai bine, da? Da, da.
dar tot vreau să arăt aici unde se intersectează. Deci când linia roșie se intersectează cu linia albastră și ea vine de jos în sus, atunci avem semnal de cumpărare. Și invers, când linia roșie vine de sus în jos și se intersectează cu linia albastră, deja este semnal de vânzare. Este un semnal puternic atunci când prețul este departe de nord. Asta înseamnă că tendința este puternică. Când prețul se apropie de nord, asta ne dă de înțeles că s-ar putea să fie o corecție, s-ar putea să schimbe tendința. Deci iată, în cazul când nordul este foarte departe de preț, asta spune că este o tendință puternică în piață și putem chiar să folosim metoda adăugării. Da? Toți o folosesc. Deci foarte bine lucrează, iată, această metodă când prețul. Haideți să vedem care e de câte ori aș fi luat profit pe această strategie. Și de câte ori mai puțin. Deci iată, de sus în jos vine linia roșie și se intersectează cu linia albastră. Puteam să intru în tranzacție de vânzare până unde? Chiar puteam să folosesc prima linie de suport a acestui trend, deci a umbrei, a norului pe care îl am, însă ea la nume de la linia a doua de suport s-a respins. Deci după strategia lui Ishimoku, de fapt se spune că ținem tranzacție deschisă până ce nu se intersectează din nou linia roșie cu linia albastră. Deci strategia asta ne arată și intrarea, și ieșirea. Adică nu ne uităm la nord, uităm doar la linie. Nu ne uităm și la nord, dar dacă am intrat după linii, iau în calcul. Da, strategia care a spus asta. Da. Deci după strategia dată, noi intrăm mai devreme în tranzacție încă decât a străbătut el nord. Dar îl ținem deschis până ce nu vedem deja de noastră că avem o intersectare, deja de jos în sus a linia roșie intersectează linia albastră. Deja când linia roșie intersectează linia albastră, bine, ne-am închis pe tranzacțiile de vânzare, dar vreau și să mă transform în cumpărător, da? Aștept până ce prețul străbate norul și intru în tranzacție de cumpărare. Mai ales că iarăși avem linia roșie, a intersectat linia albastră de jos în sus. Și până unde o țin activă? Până ce linia roșie nu intersectează din nou linia albastră deja de sus în jos. Este un frame-ul mai mare. Este vorba de H4. De asta ce am spus, el ține foarte bine în timeframe-ul de H4, în timeframe-ul de 3. Iată, chiar astăzi ne uitam la Natural Gas. Așa. Și merge pe orice instrument. Merge pe orice instrument. Foarte bine merge pe instrumentul pentru că este făcut de un japonez. Foarte bine merge în instrumentele. Yosda Yena, GBP Yena, PNK. Deci instrumentele care au în interiorul lor japonezul, acelea foarte bine lucrează. Dar după cum vedem, lucrează bine și toate instrumentele. Deci ne uitam chiar astăzi anume cât de bine s-a respins anume de la nivelul de suport al trendului ăsta care este desemnat, să zic așa, de indicatorul Ishimoku. Deci anume, în drilling, noi nu știam că este aici un nivel care ne permitea nouă să intrăm în tranzacție de cumpărare. Și dacă ne uităm deja în H4, de asemenea, norul a fost răbătut, în H1 nici nu mai spun de când deja puteam să intrăm în tranzacție de cumpărare. Folosim strategia lui Ishimoku. Iată, vedeți? Linia albastră a străbătut în linia roșie. De jos în sus, avem tranzacții de cumpărare. Ați înțeles cum folosim liniile?
Ok. Să vedem și alte instrumente dacă lucrează. Iată să vorbim despre iodăiena, pentru tot v-am spus. Cât de bine este folosit ișumocul pe acest instrument. Și acum vă arăt și cum folosim cicospat. Dați primim așa. Până ce. Vedeți? Dar ne-am gândit că probabil că se schimbă tendința. Cei care mai au tranzacții de săl pe iodăiena, folosind strategia lui Ișumoku, nu aveau să intre în tranzacții de săl așa de vreme. Da? Deci, atunci când doar este străbătut norul de sus în jos, numai atunci noi intrăm în tranzacții de vânzare. Și o să vedem, și în H4 este folosit foarte bine. De asemenea, cu liniile tencansân și chijunsân. Iarăși, când linia roșie străbate linia albastră de sus în jos, puteam să intru în tranzacție de vânzare. Dacă mai așteptam încă să străbată și norul, era o strategie, deci dublă. Deci aveam confirmare dublă că pot să intru în tranzacție de vânzare. Până unde țineam tranzacția? Până ce linia roșie străbate de jos în sus linia albastră, puteam să ies deja din tranzacție. Și când străbate și prețul, anume norul, poți să intri deja în tranzacție de cumpărare împreună cu toți. Și tot folosim metoda adăugării, ne adunăm noi la portofel și ne adunăm până ce nu ajunge prețul să străbată norul de sus în jos. Este o strategie bună. Da, foarte bună. Cum folosim noi cea linia verde? Haideți să o punem și pe ea. Deja pe asta o să le scot. Așa. Pe asta o să le folosim albe. Și pe asta o lăsăm așa. Se vede pe grafic sau s-o pun cumva mai de culoare mai tricată? Ok. Se vede bine, da? Deci linia verde sau cipospana asta, ea ne arată 9,26, deci ea este cumva imitația prețului, dar cu 26 de perioade în urmă. Dar ea poate să iasă din nor mai devreme decât prietul. Deci ne dă intrări încă mai devreme decât a fi prietul. Deci iată când linia verde străbate norul, prețul poate să fie de deasupra norului. Dar îmi dă intrare precisă că poți intra în vânzare. Când linia verde străbate norul, prețul încă se află aici. Pentru că dacă o să facem noi o, așa, de care vedem de asta, da? Deci, când merg la lumânare și merg până la linia aceasta, îmi arată 26 de bare. Deci, ea este cu 26 de bare în urmă, însă când linia aceasta străbate norul, prețul încă este iată aici. Și eu puteam să mă gândesc că nu este intrare de vânzare. Dar am intrat. Datorită liniei verzi. Și până unde țin iarăși tranzacția, până ce linia verde intră în nor. Foarte simplu, simplu ca nu știu ce. Deci când linia verde iese deja de nor, de jos în sus străbate norul, eu pot să intru în tranzacție de cumpărare. Și dacă o să vedem, iată, aici unde ea a ieșit, prețul încă se afla în nor și eu puteam să mă gândesc că nu este tranzacție de cumpărare. Iată așa, această strategie eu pot să o folosesc și în H1. Dar în momentul unde ea se vede cum asta de? Unde se află? Acum e ca în momentul actual. Iată, vedeți? Unde este? Ea este aici, prețul deja străbătut și în nor. Ok, și eu acum, ca să dacă vreau să intru în tranzacție, eu unde mă uit la ea? Acum eu doar văd actual prețul în capul ăsta, e negru, nu? Da, dar linia verde încă n-a ieșit în nor. Deci eu încă nu am confirmare ca să intru în tranzacție de vânzare.
Păi dacă ea prevede, înseamnă că ar trebui să fie înainte, dar ea spunește că e în urmă. Da, ea este în urmă, dar le dai întrebări. Ia să încercați strategia să o vedeți. Nu, eu înțeleg. Mă scuzați, eu întrerup, dar eu vreau să înțeleg. Este în urmă. Adică, graficul înainte deja. Ea merge, dacă o să vă uitați, este aceeași undă cum merge și prietul. Doar cu 26 de perioade în urmă. Ea este în urmă, dar asta nu înseamnă că ne arată prețul din sfârșit, din urmă, ca să înțelegi. Adică ea e în urmă, dar ne arată prețul actual. Actual, da. Ne arată prețul actual, însă este chiar așa o formulă, până la urmă, după, în spate, la oricare indicator este o formulă matematică. Ea este o formulă care, luând în considerație celelalte nivele, deci de suport și de rezistență din nord, ea ne arată nouă intrări mai devreme decât este prețul. Dar la moment ce aș face, eu aș aștepta ca să se fixeze o lumânare mai jos de nord, și aș intra în tranzacție de vânzare. Strategia dată, o urmărim și în D-ul, în H4, în H1 deschidem... În H1 în sus. Ori invers, ori în H1, H4... Nu, și adică... dacă eu urmăresc trendul din H4, deschid tranzacția după H4 și o aștept în H4. În H4, evident, da. Nu pot să aștept în H1. Nu cum mă uit trendul din H4, dar intru în H1 și deja... Bine, că până la urmă și profitul o să fie mai mic în H1, nu? În H4 o să avem și un profit mai mare. Mai ales în Daily. Bine, puteți să ne uităm în H1, trăim după H1, dar în același timp uităm la H4 și o Daily. Dacă poți este confirmare când el merge în sus, dar lăsăm. Da, 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 desigur. Și mai ales când folosim și metoda adăugării, nu? Cine folosește metoda adăugării în tranzacționare? Bravo. Foarte bine. Cine vrea mai mult? Da, cine vrea mai mult sau... Bine, că până la urmă nu este o problemă să închidem și tranzacțiile cât mai rapid, ca să ne punem nouă la portofel, să ne ridicăm nouă, să ne creștem depozitul. Dar tranzacționarea prin metoda adăugării ne ajută nu numai că să ne ridicăm portofelul, dar și să ne micșorăm riscurile, nu? Pentru că eu deja cu tranzacțiile pe care le-am în poziție pe care le-am adăugat, îmi micșorează riscul. Eu risc deja doar cu profitul pe care l-am făcut pe primele tranzacții, da? Așa. Bine. Să vedem încă cum mai putem folosi. Am avut odată și așa situație. Am testat această strategie și în M15. Dar să ne dăm seama că avem aici și un profit mai mic. Deci, de asemenea, când este aceeași strategie, când prețul străbate nivelul, și nu vorbesc acum doar de preț, dar iată anume de linia aceasta pierde, când ea iese din nord, pot să intru în tranzacție și o țin activă până ce nu intră din nou linia asta verde în nord. Și se poate folosi și în M15, că avem... multe controverse chiar cu noi manageri împreună și ne va spune că nu e bună, dar am testat-o și este foarte bună strategia și în acest fel. Cine tranzacționează scalpi, poate folosi și această strategie în acest fel. Încercați-o mai întâi și apoi să ne spuneți rezultatul. Pe nu e nicio diferență, că în M15 să iei 5 puncte și în H1 să iei 20 sau 5. Da, este vorba despre profit. Dar ne poate ajuta la ce? Loturi, desigur. Ca să închidem cât mai repede parteneriatele. Și spate de folosire foarte mult. Așa. Bine. Deci am înțeles cum putem să folosim și linia verde. Așa, mulțumesc. V-am pregătit și niște suport de pe suport de hârtie, pentru că informația este multă, da. Transmiteți, vă rog, frumos. Informația este multă legată de ce strategii putem folosi. Sunt diferite formule matematice. Și ca să nu stau eu mult să vă
povestesc la fiecare, o să știți și acasă. Așa. Da. Deci sunt multe ce reprezintă dreptele acestea, anume elementele de bază și sunt și niște strategii când putem să folosim. Pentru că el dă semnal și atunci când mânarea se fixează deasupra norului sau de sub nor, dar și când liniile acestea tot se fixează sau sub nor sau deasupra. Dar până la urmă este un indicator de trend care ne ajută în tranzacționare foarte bine. Așa, să vedem pe care încă mai putem noi folosi. L-am testat și pe euro-dolar. Așa, unde avem euro-dolar aici. Așa. Desigur că mai puțin ai de obicei, nu putem să-l folosim pe instrumente ca așa. Aici vreau să dau de fapt cu... Deci vreau să vă arăt că lucrează și pe euro-dolar. Foarte bine. De ce instrumente mai folosiți dumneavoastră? Așa. Deci, conform strategiei lui Shumoku, noi încă nu avem ieșire din nor. Poftim? Pe cross-cursuri, pe de-astea mai exotice? Da. Nu am încercat. Am încercat pe petrol, pe gaz și lucrează foarte bine. Eu sunt sigură că trebuie să lucreze și pe mexican și pe iosemot. Iată chiar am fășor să luăm și să-l vedem cum lucrează el. Dar vreau să vă arăt că mulți trader deja se gândeau că avem dublu vârf pe euro-dolar sau ceva de genul. Încă nu avem. Nu vă grăbiți să intrați, să cumpărați cea mai ieftin. Că de obicei traderii așa vor. Cât mai ieftin să cumpere și dolarul ieftin atât așa să vândă cât mai scump. Da, piena japoneză acum nu e tot o figură, nu se formează. Se formează, dar așteptăm să iasă. Acolo chiar nu este aproape. Dar aici vedem cât de bine el s-a respins exact de la nivelul de rezistență a norului acesta. Se vede norul. Da. Deci s-a respins și pleacă. Deci nu ne grăbim să intrăm în tranzacții de cumpărare. Este, da? Da. Foarte bine, sigur. Și atunci, dacă nu o să plasăm indicatorul și mă cunosc mai bine, vedem că este timpul de intrat în tranzacții de cumpărare. Îl putem folosi și în H1. Aici deja, da, puteți folosim și cumpărare și vânzare, însă mai... Așa, deci, ce vreau să vă arăt este că îl folosim doar când aveam în tren. Dar iată la moment cum a fost aici, neclaritate pe piață, nu lucrează trendul. Eu nu lucrează aici modul, eu chiar nu m-aș baza pe strategie atunci când avem neclaritate în piață. Deci să țineți, luați în calcul, este un indicator de trend și îl folosim doar în tendință. Bine? Cum pot eu asta să vând? Dacă prețul se află în nori, nu tranzacționăm. Tranzacționăm când este deasupra norilor. Se vede? Cam slab la mine se vede. Poate încercăm cu... Așa, dumneavoastră deja vede, da? Așa. Ok. Deci cum folosim aici strategia? Lucrează pe euro-dolar exact cum am și spus. Când, deci aici nu tranzacționăm, până ce nu am văzut că prețul se situează deasupra norului, da? Când
când avem linia albastră care străbate linia roșie de jos în sus, putem să intrăm în tranzacție de cumpărare. Până unde o ținem? Până la nor. Și respectiv aici și linia roșie deja a străbătut linia albastră de sus în jos. Așa. Ce vreau încă să vă arăt pe natural gaz. Până unde o să ținem tranzacțiile active. Deci vedem la moment că este o spargere a norului și posibil că o să avem deja o tendință ascendentă mai adâncă, dar ce vreau încă să vă arăt? Ce s-ar forma aici? Se vede, da? Bine, vedem ce o să se întâmple aici cu mișcarea dată și atunci o să intrăm într-o tranzacție bine, bună, desă, da? Așa. Ce o să facem la moment? O să avem, ținem tranzacțiile active de cumpărare până la, deja când o să avem o străbatere de sus în jos a norului. Se pe VTI, de exemplu, tot foarte bine lucrează indicatorul. Să-l plasăm. Așa. Okay. Aici este în weekly, deja vedem că a fost răbătut de jos în sus, de sus în jos, dar dacă ne uităm în daily, deja avem o tendință descendentă. Și putem să ne bazăm pe tranzacții de vânzare. La moment avem o corecție, dar dacă ne uităm în H4, deja suntem în nor. Se vede, da? Și deja suntem la nivelul de rezistență a norului. Așa că fiți atenți cu cei care au tranzacții pe VTI, pe Brent. E clar cum lucrează? Așa. Cum folosim noi liniile acestea, deja decideți singur. Că le folosiți doar Kijun Sun și Tekan Sun. Că folosiți doar Jinbou Sun. Este decizia dumneavoastră. Până la urmă, totul depinde și de planul pe care îl avem, da? Și de depozitul care îl avem. Pentru că singur o să decidem că vrem să tranzacționăm pe Forex, că vrem să tranzacționăm pe petrol și ce strategie o să folosim, chiar nu este important, da? Sau este? Vai să iasă. Vai să iasă. Avem noi aici trader care tranzacționează pe demo. Da? Este unul. Este unul? Bine. Foarte bine. Bine că sunt doar tradere pe real. Pentru că în ultima perioadă mă uit că vin la masterclass persoane pe care tranzacționează pe demo și atunci cei care tranzacționează pe real rămân fără locuri. Și ne pare rău că, bine, da, trebuie și toți traderii să primească calificare, dar să le folosească. Fac eu toate strategiile astea, caut informații, vă duc informații, dar nici are că nu o folosesc traderii. Stau, se gândesc și au frică și nu știu să... Pentru ce atunci eu fac munca asta și caut diferite strategii, ce să-mi duc mai ofer. Așa. Avem aici, aha, mă cam ce am mai mult, este vorba despre... Haideți să vedem, de câte ori aș putea să primesc strategia asta? Să iau... Așa, o să dau mai mușcat. Și haideți să începem chiar și când a fost răbătut norul de aici. Deci vedem că am linia albastră, a străbătut linia roșie, vin de sus în jos
și totodată și norul la păstrător. Intră în tranzacție de cumpărare. De vânzare. Foarte bine că sunteți atent. Deci am intrat în tranzacție de vânzare, parcă se întoarce prețul, nu le trăiesc, mai adaug în poziție, pentru că văd că se respinge de la nor și o țin deschisă până ce nu am din nou linia roșie, străbătut linia albastră de sus, de jos în sus. De jos în sus ori de lumea. De la care lumânare aveți? Aceea, alături. Asta? Uh-huh. Ok, dar eu puteam să închid, să închid tranzacția mai de trei. Da. Până se face confirmarea asta, da? Foarte bine. Puteați să închideți și aici dacă folosiți combinațiile de lumânare. Așa? Da, ia. Dar deja învățam că linile nu s-au interesat. Păi da, dacă spuneți... A fost ciocan și încă o lumânere a fost. Ok. Foarte bine. Deci singur decidem că folosim combinațiile de lumânări, că folosim liniile, dar avem, putem să ieșim și din tranzacție după nivel, după cât profit. Am spus că iau doar 100 de puncte astăzi de pe piață și atâta. Ne-am luat de profitul și tot. Sau că o să fie aici un nivel, sau că am ciocan, sau că am anume liniile. Nu mă interesează care folosiți. Faceți bani pe școală. Vă spun cum este strategia, deci când eu am intrat și când ies în tranzacție. Deci pot să folosesc doar indicatorul. Absolut. Mai departe, să vedem. Deci aici am luat, hai să vedem pe atât profit pot să fac. Sunt, așa, viteare, sunt 1000 de puncte, 1100 de puncte. E de ajuns? E bun. Așa. Mai departe ce fac? Intră în tranzacție de cumpărare, da? Da. Până unde o să țin? Până linia o să țin. Până se intersectează de nou și aici o să am doar 250 de puncte. Nu e bine, da? Foarte bine. Să vedem. Intră în tranzacție de vânzare mai departe. Părneșul și tranzacție. Intră în tranzacție de vânzare, da? Doar folosim liniile C-Conspan și Tengansen. Intră în tranzacție de vânzare până unde o să țin? O să țin până ce iarăși liniile se intersectează. Dacă o să mai am răbdare, să-i pun un stop loss, bine. Dacă nu, atunci am intrat și am ieșit pe cât? Am 80 de puncte. Ok, e bine. Dar văd că iarăși, bine, aici nici nu s-au intersectat de fapt. Dacă o să ne uităm atent, ele pur și simplu, linia albastră este deasupra la linia roșie. Se vede, deja mai mașcat nu o pot face, dar linia albastră este deasupra liniei roșie, nu este intersectat. Deci dacă aveam rătare, lăsam tranzacția să meargă în... Așa, până unde o să meargă? Până aici, da? Nu, de aici am intrat. Mai jos. Acolo. Așa, acolo. Până aici. Spuneați de... Să vedem ce profit pot face. De aici am intrat, așa? Până aici am spus sunt 600 de puncte. E bun? Mai este o intersectare unde? Da, aici, așa. Ok. Acolo își intră, vădă. Ieșeam. Și mă gândeam să intru de nou. Nu, stați un pic. Aici am intrat. De aici am început, da? Așa. Până aici. Mai departe, iar și am intrat în tranzacție până aici. Și iată la moment, suntem în nori. Țineți minte că în nori nu tranzacționăm. Bine?
lăsăm într-o parte până ce am străbătut norul, după care iași linia roșie, străbate linia albastră de sus în jos, intrăm în tranzacții de vânzare și o ținem activă până ce linia roșie nu străbate deja, am 700 de lire. E bine? E bine. Până ce încă nu am niciun stop loss. Ați observat? Sau nu? De aici poți să intru în tranzacție de cumpărare. Depinde de dacă dumneavoastră folosiți stop loss-urile în tranzacționare, da, aici iată ce stop loss puteam să pun. Eu am intrat în tranzacție de cumpărare și am intrat în minus cu 260 de puncte. Cineva putea să iasă din tranzacție, da? Pe minus. Cei care au răbdare, ieșeau din tranzacție cu 100 de puncte în plus. Deci, respectiv, să zicem că am luat aici un minus. Așa, mai departe. Numără cineva câte plusuri avem și câte minusuri? Asta ca pe demo. Ca pe demo, da? Da, dar cum noi învățăm o strategie? O testăm mai întâi și apoi intrăm. Sau de dată pe reală. Pe reală, cu avion mai mic și te-ai badat. A, se poate și așa. Și pe reală. Eu nu pot să întorc timpul înapoi. Dacă nu trebuie, dar pe real și emoțiile sunt altele, nu? Aici puteam să aștept acele 260 de puncte. Dar pe real... Scrie doamna Lilia. Ce se întâmplă cu Pitea? E un altrațacă, da? Așa este. Deci, pe real, sunt tot o altă emoție, respectiv, mai întâi testăm strategia bine și mă uite, câte ori eu aveam să ias pe profit 400 de puncte, dar aici o lumânare care era de 246 de puncte. Aveam să rămân tranzacția asta în minus, când văd la mine contul se duce în minus? Da. Ok, foarte bine. Foarte bine, care traderii care își pot stăpâni emoțiile și sunt reci în tranzacționare, întotdeauna au profit. Și am ținut-o până aici tranzacția, da? Bine. Și se începe că nu știu. Ba este roșu pe deasupra, ba albastru pe deasupra, deci am răbdare până ce înțeleg unde totuși este. După câte văd, la un moment dat, chiar liniile se suprapun. Da? Roșu cu albastru. Și când am înțeles că, într-adevăr, linia deja este roșie, a străbătut linia albastră, pot să intre în tranzacție de vânzare. Și a intrat și în nor prețul, da, linia mie îmi arată că pot să intru în tranzacție. Am 560 de puncte până la 500 de puncte. Până iarăși prețul, până iarăși linia roșie intersectează linia albastră. Este? Da. Încă un plus. Așa. De aici s-a intersectat, eu puteam să intru din nou în tranzacție. 240 de puncte. Deci cum este strategia, da? Interesant, trebuie să o încercați. O încercați și chiar să vă rog să-mi scrieți. Este bună, aveți profit, faceți bani de ea, o să mă bucur foarte mult că nu am lucrat degeaba. Eu am observat dumneavoastră fiecare dată când spuneți că se duce minus, da? Da. Dar acolo în vedere faptul că trendul e descendent și noi intram pe buy, deci ei spre meu... eram pe corect. Dacă măream... Dacă ne-am întâlnit și vedem că trebuie descendent, nu intram pur și simplu. Sau conștientizam că e descendent și de asta îl face adâncimea asta. Și numai domnul Valeriu asta a observat. Nimeni n-a observat că intru așa ca... Când în zeu intram, niciodată nu a fost să duc în minus. Asta și este ideea. Eu tot spun, am închis tranzacția, intru pe bai. Am închis tranzacția, nimeni nu a observat că intru pe corecție.
Dar, pur și simplu, își ubitea, el e trend de șampion. Da, să aveți în calcul, am intrat doar după strategie, după trend. Nu intru pe coriță. Eu unde-i lens? Unde este trend descendent, chiar l-am arătat și pe... Da, da, este corect, nu? Este. Că dacă luăm în calcul că e descendent, dar orice strategie, nu numai asta. Dacă știm că e descendent, noi ne ducem contra trendului. Contra înseamnă că să ne asumăm o responsabilitate. Corect. Atunci când străbate norul din dăile, atunci noi putem să mizăm, să schimbăm. Păi când străbate din dăile, voi intrați pe dăile. Transacționați pe dăile. Și asta, doamna Ana a spus la început, cine este, transacționează termenul lung. Da. E deschis pe dăile, dar să se închide peste, nu știu, acolo, 3.000, 10.000 de puncte. Dar asta să fie pistionat. Asta se numește tranzacție. Poate, da, poate să fie peste câteva săptămâni, poate să fie și peste câteva zile, dar sunt rege care tranzacționează și pe deli, cum avem și șoferi diferiți, sunt persoane care merg taximetriști. În fiecare zi merg și seara știu că și-au adunat și-au făcut debit credit, deschid șampania, știu ce profit am făcut. Sau sunt persoanele care merg, se urcă pe YouTube, pe TIR, pe cursul ăsta de lungi, merg câteva săptămâni, se întorc înapoi și numai atunci știu ce profit au făcut. Respectiv, și traderii tot așa sunt diferiți. Sunt traderi care sunt scalperi și permanent cu ochelori, sunt traderi care sunt un pic mai intraday și lucrează. Deci, tot cu ochelori. Tot cu ochelori. Cu ochelori, sunt diferiți. Dar sunt traderi care tranzacționează pe termen lung. Dar pe termen lung asta poate nu e mai decât cu a deschis o singură tranzacție și da. Nu știu. Tot folosesc metoda adăugării. Dacă am deschis-o acolo sus și o aștept până la zdup, unde s-a întors eu. Da, da, dacă am deschis-o acolo sus și o aștept doar până ce o să ajungă jos, ea este, de exemplu, câte puncte are aici, eu pot să iau din această tranzacție, să zicem că iată de aici am intrat. Și am, cât am? 2400 de puncte. Dar dacă eu o să iau și o să mai fac adăugare în poziții, o să am 6000 de puncte, nu numai 2000 de puncte. Respectiv și profitul pe care o să-l iau o să fie de mult, de mult, mult mai mare. De asta și zic. Metoda adăugării s-o folosim foarte des. Aveți întrebări? Nu? Ok, bine. Ne-am convins că este o metodă bună. Da. Ne-am convins. Haideți să vedem și cu ăsta, cinco spană, linia verde să vedem. Cum o putem folosi și pe ea? Deci eu linia asta verde o folosesc mai mult în fașul. De ce? Pentru că îmi place să beau șampania azi. Eu nu sunt de ce termen lung. Ea lucrează bine și în H4, dar eu o folosesc în H1 pentru că mă orientez la tranzacții mai mult. Cum o folosesc eu? Deci atunci când, cum am spus, folosesc linia doar cu numărul și linia și numărul și gata, altceva nu folosesc nimic. Când linia iese din nor și se fixează deasupra, eu atunci intru în tranzacție, așa să văd. Aici. Iată așa. Aici. Deci ea îmi dă intrări mult mai sigur. Iată aici linia a ieșit din nor. Da, eu am scăpat ceva din tranzacție. În schimb, eu mai departe intru sigur. Și sunt cu... pot să folosesc metoda adăugării. Ați înțeles de ce o folosesc în pașul? Am scăpat ceva intrare, dar am intrat sigur în tendință. Iată. Și folosesc metoda adăugării deja după nivel. Atâta timp cât linia asta se află deasupra norului, eu doar metoda adăugării o folosesc și aștept până ce nu ajunge linia din nou în nor. Când intră în nor înseamnă că trebuie să ieșim de tranzacție, da? Când intră în nor, da, mai bine ies din tranzacție. Pot să aștept pentru că ar putea să se respingă, deci de nivelul ăsta de suport al norului, să fie doar o singură
o corecție și după care să-și continue tendința, dar mai bine am ieșit și de tranzacție, după asta poate chiar și o să intru repetat. Și invers, iată, când linia verde a ieșit de nord, atunci intru și eu în tranzacție. Am scăpat o bucată bună din cât este aici, 900 de puncte. În schimb, eu mai târziu intru sigur în tranzacție și merg împreună cu tendința. Înțelegeți strategia? Nu lucrează și în am 30, dar și nu am 5 m-au dat. Și tot funcționează. Și în am 5 lucrează. Nu o folosesc eu în am 5, nu o folosesc nici în am 15, am folosit-o doar ca experiment, să înțeleg dacă merge sau nu. Merge și în am 15, doar că mai multe intrări eronate. Acolo sunt puncte mai puțin, acolo să faci doar loturi. Da. Ce, ai pus, ai schis pe un lot, ai închis două puncte și ai închis. Da, și ai 20 dolari și mai clar. Pentru loturi folosesc mai mult strategia cu Bollinger Bands. Folosiți Bollinger Bands în tranzacționare? Eu folosesc Bollinger Bands pentru loturi. Pentru puncte mai multe folosesc trend. Trendul este sigur 100%. Da, merge și în am 5, și în am 15, bine, dar nu m-am uitat niciodată în am 5 sau în am 1, dar în am 15, vă zic, tot este bună. Ia, hai să vedem și în am 15, cum o să o folosim. Pentru ca să fim în jos toate liniile astea albastre și roșie, și folosim linia verde. De asemenea, folosim doar când ea iese din nor. Așa. Dacă ne uităm, prețul încă se află în nor, iar linia deja a ieșit. Deci, îmi dă intrare de a cumpăra. Și câte deci, puncte? Cumpăr. Sunt 160 de puncte. Deci, până ce linia nu intră de... intersectează prețul. Pentru că dacă așteptam iarăși să intre în nor, aveam să ies aici. Asta tot e o condiție. Intersectează prețul, da? Intersectează prețul, am ieșit și gata. Luând în considerație că este M15, mai bine ies din tranzacție atunci când linia intersectează deja prețul. Pentru că asta îmi dă de înțeles că deja se termină cheia cumpărătorului. Atâta timp cât ea este departe de preț, asta mă duce la idee că este trendul tier. Și eu merg împreună cu trendul. Și valorile lui Elion se văd acolo. Și Elion se văd. Folosiți valorile lui Elion? Da. Păi chiar acolo în asta sunt rate. E că spunește 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C și o s-o întors. Foarte bine. Pare bine că nu am încălzit. Așa. Am ascultat. Mai folosește cineva? Cine a fost la masterclass cu Diego? Și cum? Dar mi-ați și înainte o foloseat, da? Nu. Nu? Acum tot nu folosiți? Ba da. Da? Foarte bine. Așa. Și invers. Dacă prețul, iată, străbătut. Poftim? Eliot. Da. Nu este o strategie, este mai mult o teorie. Este vorba despre teoria lui Eliot și nu pentru orientare. Da, deci este mai mult despre cât putem să ținem tranzacțiile active decât de cât să ne arăt din drept, da? Și el mai degrabă ieșire ți-o arată. Putem folosi și ca intrare atunci când vedem că s-a terminat, de exemplu, valul 4. Și deja urmează valul 5, care știu că o să fie nu mai mic decât valul 3. Respectiv și pot să folosești ca intrare. Deci, cum spuneam, în am 15, deja iarăși o să intru atunci când linia verde străbate în norul și prețul unde se află. Iată aici. Deci nu avem nici vagă idee că prețul o să străbată și norul. Linia verde a străbătut norul, eu pot să intru în tranzacție de vânzare.
până unde o să intru, până unde, până la, iarăși prețul intersectează. Deci puteam să iau cât aveam să iau de aici. Doar 60 de puncte. Dacă folosim strategia asta. Așa. Și de ce aici este așa indecis? Pentru că este neclaritate, da? Prețul este mai mult în noi. Dar iată, de exemplu, prețul a ieșit din nor. Unde se afla el? Era deasupra nor. Iată aici. Așa? Da, 26 de bani. Prețul era deasupra norului. Eu deja puteam să intru în tranzacție de vânzare. O țineam activă până cât sunt? 420 de puncte. Tot puteam să dau și să dau și să dau. Deci lucrează și în am 15. Nu m-am uitat în am 5. Deci nu am avut ideea ca să intru în am 5. Dar să mă scuzați, dar când te uiți la grafic și fără ca să vezi sus că e M5, M15, nu poți să-ți dai seama că e grafic în M5, sau în H1 sau în D. Adică numai cifra cu sus se vede, dar graficul tău e același. Da? A, cu mai puțini puncte, asta e altceva. Sunt de acord. E același grafic, nu contează. Dacă aveți strategie în M5, lucrați, domnule, în M5. Nu, eu n-am zis, că, eu n-am zis de M5, că eu vreau să lucrez în M5. Eu am zis, eu tot timpul nu înțelegeam, deși unii spun că M5, Deli, dar e același grafic, tu doar nu-l vezi, până nu vezi sus pe ce ai apasat, doar nu știi care e grafic. Bine, tot, pentru că până la urmă e același instrument, el este doar, depinde de când ne vedem mai departe, mai departe, acolo la urmă e același. Figurile sunt aceleași, lumânările sunt aceleași. O singură dată am intrat după M5, că am văzut un lucru bun în M5 și am luat un impuls chiar din ce umbră. Dar de ce nu intru în M5 niciodată? Așa. Și de asemenea ne-am convins că și aici lucrează foarte bine strategia, da? Iarăși prețul a ieșit din nor, iată aici. Prețul a ieșit din nor, aici se afla, iată. Puteam să intru în tranzacție de cumpărare. Până unde aveam să țin activă, până ce prețul din nou nu a intrat, nu a fost intersectat. Sunt 340 de puncte. PVTI? PVTI, da. Conlot? Da. PVTI, conlot, tot ce face de lucrat. Credeți că pe celelalte ne lucrează și în 15 și în... Așa. Poate de tranzacționat pe ea ca japonez. Tot așa. Deci în H1, cum folosim? Bine, că aici este doar tranzacție de cumpărare. Dar cel puțin puteam să știu când pot folosi metoda adăugării. Când prețul a ieșit de noi, am intrat în tranzacție până ce prețul nu a străbătut de nou linia asta verde. Sunt 40 de puncte. Deci iată unde pot folosi loturile. Iarăși prețul... Așa. Cred că este clar cum folosim noi strategia dată, da? Nu mă mai deranjez, văd că deja este cald. Toți am înțeles sau nu mai sunt întrebări? Cum folosim noi strategia lui Jumon?